În viață, niciodată nu trebuie să te dai bătut. Iar Mona Lisa Porohniuc, o studentă de 22 de ani din Botoșani, este exemplul perfect. La numai 16 ani a fost diagnosticată cu adenom la nivel cerebral, adică un chist pe creier. A ajuns în situația în care nici nu mai putea să meargă, iar unii medici nu-i dădeau mai mult de 4 luni de viață. Cu o ambiție uluitoare, Mona Lisa a supraviețuit, înghițind zilnic și câte 26 de pastile. Ceea ce a urmat însă este o dovadă a puterii ambiției umane. Abia a reușit să se pună pe picioare și Mona Lisa a participat la o cursă de alergat. Nu orice fel de cursă, ci un maraton infernal pe muntele Ceahlău. Fără antrenamente și după ani de boală și viață sedentară. Nu mai mergeam și de atunci a început chestia asta cu cum ar fi să fac și eu ceva. Și am zis că dacă o să merg, am să fac și eu ceva. Și când am mers, mi-am luat o bicicletă și întâi am început să pedalez. Pe urmă am dus direct într-o competiție de alergat pe munte, pe Ceahlău. Și am crezut că o să mor acolo. De respirat, nu de picioare. Picioarele duceau surprinzător. Important este faptul că Mona Lisa nu aleargă doar pentru a dovedi că se poate să învingi boala, ci mai ales în scopuri caritabile. Mai precis, aleargă în curse infernale cu scopul de a strânge donații pentru bolnavii de cancer. Aceștia beneficiază de prea puțină atenție din partea statului pentru a putea supraviețui. Această idee i-a venit și după ce tatăl Mona Lisei a luptat ani de zile cu această cumplită maladie. A fost situația din familie cu tata și am spus că statul român efectiv nu asigură tot ce ai nevoie pentru boala asta. Adică îngrijirea paliativă e undeva, nu știu, la 30% asigurat de statul român. Cheltuielile sunt extraordinar de mari și dacă nu te poți ține financiar și nu cunoști oameni potriviți, n-ai nicio șansă, deci chiar n-ai nicio șansă. Și am zis că ok, sunt niște asociații în România care fac chestia asta, adică adună bani și au grijă de oameni. Și am zis că cum ar fi să mă alătur și eu lor. Și m-am înscris la prima competiție caritabilă. Pentru a-i ajuta pe cei aflați în suferință, Mona Lisa nu și-a precupețit eforturile și sănătatea. A participat 3 ani la unul dintre cele mai dure maratoane din lume, în Munții Făgăraș. Am reușit, prima competiție a fost în 2013, am reușit și în 2013, și în 2014, și anul ăsta, în 2017. Ultima competiție a fost 52, dar penultima 64, deci da, și având, e considerată una din cele mai grele competiții din lume, având diferențe de nivel, la maratoane pe asfalt, cel puțin. Nu a abandonat niciodată, nici măcar atunci când picioarele o lăsau și nici când s-a ales cu o întorsă. Pe Transfăgărășan am început de la poalele muntelui până sus și l-am și coborât. A fost destul de greu, adică e incomparabil să alergi pe munte cu să alergi pe plat. Nu se compară, adică picioarele se resimt și te biciuiesc. Oprește-te, ce faci? Pe mine m-a motivat faptul că pot să adun niște bani pentru bolnavii de cancer. Pur și simplu continui, că e o chestie, durerea trece, adică e ceva general valabil la toată lumea, dar sunt chestii care dăinuie și mai ales dacă reușești să salvezi o viață, e cu atât mai mult. Doar problemele grave de sănătate au făcut să întrerupă seria ultramaratoanelor pentru 2 ani. Problemele de sănătate au revenit, adică organismul fiind biciuit de tot felul de chestii, a apărut o tumoră în gât, nu știu de unde Dumnezeu, a dispărut de acolo, adică mă rog, am operat-o. Pe urmă, de la medicamente și alte tratamente, am ajuns pe la hemoragii interne. Nu știam că le am, eram la modul ăla, mă doare ceva în interior, dar na, nu cred că curge sânge acolo. Și pe urmă, când am ajuns la spital, de fapt, era mult mai rău. Anul acesta, Mona Lisa a dominat din nou boala și a participat la un alt ultramaraton în Munții Făgăraș, bineînțeles cu aceeași cauză nobilă. Mai mult decât atât, nu vrea să se lase bătută nicio clipă și își dorește să continue alergarea pentru cei loviți de soartă. Totodată, Mona Lisa este un student de succes la Politehnică în București, fiind apreciată pentru calitățile sale deosebite în lumea marketingului.